față de ce a spus doamna. Dacă cineva ar avea o întrebare sau dacă chiar o are și ar vrea să o pună, zic, poate să o pună acum sau dacă nu la sfârșit, când vom vorbi după ce îmi termin și eu cele spuse despre Ianulide și despre ce s-a întâmplat. Așa că cineva are să întrebe ceva acum sau așteaptă până la sfârșit? Bun, văd că nimeni parcă n-are curaj. Măcar că ce a spus doamna era foarte solicitant. Invitație la apostolat, la... Mă rog, fiecare și eu când mă întreb acum, măi, oare ce a zis doamna, ce a zis doamna că a zis Ianulide și ce crede și ea în ceea ce privește apostolatul? Oare noi de acum, întreb și pe prietenul meu, suntem gata să facem ceea ce ne îndeamnă Ianulide prin experiența și prin trăirile lui? Tot tăcere. O să aveți cartea asta la biblioteca respectivă. Mai citiți-o, care vreți niște detalii în ceea ce privește spusele doamnei și peste care poate a trecut sau poate că nu ați auzit bine dumneavoastră o serie de lucruri. Dacă reciteți cartea, o să vedeți că ce a făcut doamna a fost o analiză foarte pertinentă la adresa scrierii lui Ianulide. Cartea asta de Ținutul Profet este un fel de corolar a scrierilor lui. El a început cu cartea aceea, Întoarcerea la Hristos, în care, cum spune și titlul, e îndemnul, domnule, întoarceți-vă la Hristos. Și iată de ce, și cartea spune de ce. A doua carte pe care a scris-o el, probabil, nu că a scris-o, că a publicat-o, că de scris o scrisese de mult, de când îl știu că am ieșit din 64 din închisoare, el a fost mai sceptic, sau zic, mai reținut cu publicarea, că se temea încă de consecințele pe care le-ar putea avea un astfel de discurs în lumea de atunci. După asta a mai scris o carte, Testamentul unui nebun. Ai avut-o ca ce? Deci probabil că ați citit-o unii dintre dumneavoastră. Presupune că citind-o ați și luat anumite hotărâri sau v-a pus pe gânduri în plus față de ceea ce a fost în Întoarcerea lui Hristos, în cartea întâia. Iar dacă nu, a venit și cu cartea asta, pe care a înșiruit-o după cele două și zice Deținutul Profet, adică, altfel spus așa, după cum îl cunosc și eu și știu că am mai vorbit cu el, măi, ceea ce am spus eu nu sunt niște lucruri spuse din gura unui om pățit, zicând așa că pățit după toți cei 21 de ani din închisoare care i-a făcut el, scump? 23. Iacă, 23, acum, 21, 23. Poftim? 2 ani contează. Contează, da, într-adevăr că cu asta îți revizuiești și cele spuse și pățite înainte și după aceea ce mai eventual le pățești în cei 2 ani pe care eu, mă rog, i-am trecut cu vederea menținându-i. Ei, deci, analiza a ceea ce este discursul lui Ianulide adresat creștinătății nouă tuturor și creștinilor în general, celor care vor să audă de aici și de altundeva din interiorul țării sau a lumii în care mulți creștini s-au răspândit de aici, poate să fie socotit ca un fel de predicție a viitorului
pe care noi o să-l trăim. Zice acolo, zice, dacă nu vă pocăiți, o să vedeți ce veți păți în finalul apocaliptic despre care el vorbește. Spune lucruri foarte percutante la adresa auzului și conștiinței contemporane. M-am gândit că la ceea ce a spus doamna și ceea ce ați auzit și ați citit și dumneavoastră aici, poate că ați fi curioși să aflați cum de a ajuns Ianulide la astfel de trăiri, la astfel de gânduri și la nevoia de a spune ceea ce a spus. Fiindcă în multe chestii e foarte pișcăcios la adresa tuturor, începând de la Vlădică până la Opincă. Adică și la adresa celui sărac cu Duhul și a celora prea înzestrați cu Duhul și mai puțin cu dorința de a fi conform spuselor sau trăirilor respective. Mai ales partea asta în care se referă la mari ierarhi ai bisericii, care, se spunea el acolo, pentru menținerea, zice, instituției, au făcut așa, să nu zicem compromisuri, dar niște concesii. În sensul ăsta mi-aduc aminte, și o să trec și la Ianulide, dar mi-aduc aminte de o chestie. Când trăia încă prietenul meu, Popa Calciu, despre care poate că iar ați auzit mai mult sau mai puțin, în momentul când el era, mă rog, prigonit și nu înceta să scrie și să vorbească cu Caia Nulide, cu care fusese prieteni și în închisoare, trăiseră împreună mult prin închisori, pătimiseră mult amândoi în aceleași condiții, Calciu a început să se scrie cele 7 cuvinte adresate tineretului. Cele 7 cuvinte adresate tineretului se pare că înainte au ajuns la urechile securității, că l-au amenințat cumplit. Măi, nu te astâmperi, vezi că o să pățești. Asta a fost prima amenințare. Da, pe Calciu nu putea opri nimeni când se pornea să spune. Nici n-a băgat în seamă chestiile astea. A continuat mai departe. A venit și cu tremurul. Bietul Calciu a venit din capătul Bucureștiului, unde stătea noaptea cu tremurului, la Institutul Teologic, care se dărâmase și săracul zice, am întrebat, cum ai fost până acolo și cum de-ai venit? Mă gândeam că tot mai pot salva pe cineva de sub dărâmături. A salvat, a scos de sub dărâmături, el și cu ceilalți care scotoceau acolo și totuși se pare că niște elevi au fost salvați. După aceea, securitatea, văzând că faima lui crește, a început să amenință Institutul Teologic. Nu direct pe Calciu, că zice, degeaba vorbim cu el. Și Institutul Teologic, cu ierarhii lui de atunci, nu s-a adresat lui direct, decât printr-un părinte, care era acolo și l-a chemat părintele care fusese și el cu noi, nu-i spun numele, că o să aflați dacă vreți, mă rog, neapărat, îi spune, băi, Ghiță, zice, tu nu-ți dai seama că dacă nu încetezi, e periclitat institutul nostru, ne scoate de aici, nu mai avem salarii. Ce se întâmplă cu studenții ăștia care vor rămâne și se vor dispersa? Ghiță a spus, eu nu încetez. Dar zice, mă duc să mă consult cu studenții. Și niște studenți cu care s-a consultat el și cărora le-a spus, fraților, suntem foarte amenințați. S-ar putea să ne disperseze pe toți. Voi ce credeți? Mai continuăm sau nu mai continuăm? Că ia că primejdea e deasupra noastră și e o primejde foarte serioasă. Că pe mine nu mă amenință cu arestarea, că nu-mi pasă. Și așa a și fost. Nu i-a păsat, dar după aceea. Norocul că institutul n-a fost, cum să zic, dizolvat. Oamenii și-au primit salariile dintre profesorii care erau acolo
și studenții au mai fost înghesuiți, dar până când l-a arestat pe Bietul Calciu, mă rog, mulți s-au mai codit, au mai oscilat, dar într-o discuție pe care a avut cu ei, deci vedeți că nu s-a întâmplat ceea ce ne-a amenințat securitatea. Ba s-a întâmplat de fapt că pe el l-au arestat și după aceea a mai făcut, pe lângă cei 17 ani pe care îi făcuse până atunci, i-a mai dat 10 ani, din care a mai făcut câțiva și până la urmă a asumat și el 21 de ani de pușcărie până a ieșit cu intervenții, cu nu știu mai ce, și s-a întors din nou în țară și atunci sinodul, în sfârșit, a hotărât să-i ridice, cum se spune, părintelui, bă, asta cum se spune, situația respectivă. Să catelisească. Da, catelisirea a fost, dar în orice caz mai mult formală și după aceea, mă rog, i s-a retras, s-a scotit, că ce nu înseamnă de circumstanțele de atunci, lucrurile așa s-au petrecut, dar acum nu mai e cazul că această amenințare să acționeze asupra lui. Deci cam așa s-a întâmplat cu ideea de, domnule, vă amenințăm că distrugem instituția, vă amenințăm că vă distrugem pe dumneavoastră. E, s-a încercat, dar uite că nu s-a reușit. Se pomenește, poftim? Dumnezeu mai puternic. Dumnezeu a fost mai puternic în sensul că Dumnezeu îngăduie foarte multe, nu toate sunt de la Dumnezeu trimise. Știți și în tabloul lui Grünewald, unde sfinții sunt supuși tentațiilor la grozavă din portretul lui Grünewald și sus în vârful, în colțul tabloului respectiv cu ispita Sfântului Antonie și a Macarie, Dumnezeu stă și privește. Adică ca și în încercarea lui Iov. Vă las, te las, diavole, să încerci, dar bagă de seamă că urmăresc, dar nu te atingi de suflet în încercarea lui Iov. Nu s-a atins de suflet și Iov a scăpat cum a scăpat și cum poate bine știți sau aduceți aminte sau, mă rog, o să auziți mai departe despre chestia asta. O încercare asemănătoare cu încercarea lui Iov și despre care face mențiune și Ianulide și a făcut și doamna mențiune, este încercarea de la Pitești. Ianulide, în perioada respectivă, a avut norocul că n-a fost în plin proces piteștean. În procesul ăsta ce se urmărea? A fost pe studenții, în majoritatea de 85%, care erau legionari, ținând seama că legionarii erau socotiți primejdea cea mai mare pentru Imperiul Sovietic, adică și pentru doctrină și pentru comunism, a zis, domnule, pe ăștia trebuie să-i punem la punct. Și s-a instituit în acest proces de la Pitești un grup de teroriști care i-a supus pe ceilalți la niște terori despre care domnul Cușa poate vă povesti că a fost în mijloc. Uite că a scăpat, uite-l cum e de fapt. A trecut. Bun, a trecut peste chestiunea respectivă, dar din asta se reține următorul lucru. Ce voia cei de la Pitești să facă? În parte cum povestește și prietenul nostru de alături că s-a întâmplat pacip în Balta Brăilei cu, mă rog, cu încăperile în care erau studenți și oameni care lucrau la canal și asta. N-a fost aici o reeducare ca la Pitești, dar la Pitești a fost. Erai obligat întâi să spui tot ce n-ai spus la securitate. Sigur că omul nu de bună voie, sigur, au spus, n-au spus, procesul a durat un an și ceva. La început, mai cu rezerve, nu știu ce, omul
a început să spună și el ceva, a încercat să spună, să dea nume de oameni care erau plecați, care erau îngropați în cimitir, știi, ușa. Și nu s-a terminat cu lucrul ăsta. După ce s-a terminat, de fapt, cu așa zisele declarații de spunere a ceea ce nu s-a spus la securitate, a urmat și un alt stadiu al încercării. Acum spune despre ceilalți pe care i-a cunoscut, adică a trecut ancheta, extinzându-se și la ceilalți în mijlocul cărora trece. Acești ceilalți erau prieteni din închisoare, prieteni de afară și familii. S-a pornit, aici se cerea, pentru dărâmarea sufletului oamenilor, să își deteste omul, familia, societatea în care a scălit, dascălii pe care a avut și, în general, toată educația burgheză, sub formule pe care eu nu le repet aici, dar oamenii au fost declarați, întrebați-l pe domnul Cușa, să declare, să-și ponegrească mama, tata. E, și după ce s-a trecut și la chestiunea asta, ca să fie dărâmarea și mai sigură, s-a trecut la, tot domnul Cușa știe, la obligația de a scuipa pe Sfintele Taine. Biserică. Sunt niște ceremonii și biserică cumplite. Nu se povestește și nu se pot povesti pentru că sunt groaznice. Și au fost oameni puși în situația de a ponegri Sfintele Taine. Nu de bunăvoie. Și cum a zis, mulți zic, Doamne, dacă aș fi fost de acolo, mai bine muream. S-a încercat și sunt două cazuri, chiar mai multe au fost, dar două cazuri știu și eu, când oamenii s-au sinucis, numai să nu facă chestiunile astea. Doi țărani sub pat, la un moment dat, discutau între ei așa, oameni simpli. Înainte de a spun ce discuta, știți, ați auzit, cei care, mă rog, ați avut contact cu cultura franceză, de pariul lui Pascal. Pascal, pe vremea, în secolul cel XVII-lea, cu libertinii de atunci, cum ar fi acum la noi inteligenții ăștia super, super dotați, nu? Care contestau divinitatea, contestau și sfințenia, mă rog, totul legat de chestiunea asta, și Pascal zice, măi, faceți o greșeală, cum să zic, că dacă există Dumnezeu, veți fi foarte pedepsiți. Dacă denigrați în continuu și nu există Dumnezeu, atunci, de, o scăpa curați. Dar dacă există Dumnezeu și voi continuați cu denigrarea, vai de capul vostru. Mă rog, cam așa, într-o formă foarte populară, sau nu știu mai ce să zicem, prezintă aici chestia cu pariu Pascal. Țăranii de sub patul Piteștiului, cei doi, ziceau doar atât. Bă, zicem noi că nu-i Dumnezeu, dar și dacă o fi, vai ce-o împăți. La care ălalt îi spune, așa e, mă, da. Cât om putea răbda? Putem răbda. Ei au răbdat, nu știu ce s-a întâmplat cu țăranii ăștia. Domnul Cușa probabil că știe și o să vă spune mai mult dacă ar fi. Dar nu s-a terminat nici cu chestia asta, asta Piteștiu. Ce mai o trebuia să facă? Și aici a fost lucrul, într-adevăr, nu atât de groaznic ca și ponegrirea Sfintelor Taine, ci obligația ca eu să-l bat, să-l terorizez, să-l, mă rog, chinui pe el, care venea și nu știa ce s-a petrecut în casa. Să-l bat pe cel care venea în reeducare, să-i fac tot ce mi s-a făcut mie, ca să ajungă și el în situația mea. Așa a fost? Așa a fost. Nu, vezi. Lucruri groaznice. Mi se pare că, într-adevăr, asta e o chestie nemaipomenită. Să ajung eu să-l bat pe el, că dacă nu-l băteam pe el, vai de capul meu ce s-a întâmplat cu cei care încercau să revină și să se moduleze în felul în care, mă rog, tiraniza, mă rog,
cum se poate închipui, nu se poate. E, uite, el spune, nu-ți vine să crezi chestiunea asta, dar au fost oameni care au trecut și prin asta. Așa au căzut foarte mulți. Și dracul care era în dosul întregii experiențe, a rânjit. E, am dărâmat pe mulți, unii au scăpat că s-au sinucis, dar și ăsta e păcat de moarte și poate în orice caz vor fi judecați pentru asta. Iar restul au căzut. Și au căzut în așa fel încât fiecare a fost obligat să mai spună ceva, să facă, să dragă. Deci avea ceva pe conștiință care l-a păsat. Procesul de la Pitești s-a mutat la Gherla și la Gherla s-a sfârșit în urma unor, mă rog, complicate intervenții internaționale care au culminat, el știe mai bine, cu moartea lui doctorului Simionescu. Deci, oarecum, până aici, procesul Piteștiului, cu asta să zicem că în închisori a luat sfârșit cu teroarea pe care a exersat-o și la care au fost supuși oamenii. Iar Nolide, în perioada asta, a avut norocul că nu m-a trecuse prin Pitești. Știa tot ce s-a întâmplat. În urma ceea ce s-a întâmplat, a gândit și a exprimat și a spus mai târziu, notând ceea ce ați auzit din spusele Doamnei și ceea ce e scris și în cartea asta și în celelalte cărți. E, dar diavolul nu se... Nu s-a stâmpărat până acolo. Au mai trecut ani și din 1961 până în 64 la Aiud și în toate închisorile din țară, dar nicăieri ca în Aiud, unde strânsese pe toți legionarii și pe cei din partidele politice, țărăniști și liberali, care mai mijeau, care mai mijea niște simpatii față de legionarii, a băgat și pe ăștia la Aiud și i-a dus și i-a supus procesului de reeducare catifelată, adică fără bătaie, dar totuși încercare de reeducare în care se urmărea, în ultima instanță, ca omul să declare că renunță la toate cele în care a crezut până atunci. Și nu numai că renunță și condamnă și în niște cluburi din perioada respectivă s-au făcut și niște spectacole în care vârful ale deținuților politici săraci au fost supuși la niște încercări de foame, de carcere și de, nu de bătaie, dar, mă rog, s-a exercitat asupra lor o anumită teroare ca oamenii să dea declarații din asta. Eram 5.000 în Aiud, dintre ăștia 5.000, doar 50 au reușit să scape mai cu fața, mă rog, oarecum curată, că nu știu, chiar dacă oamenii n-au zis, dar au gândit și era cât pacin, zice, dom'le, mai cedez, mai țin azi, băi, noi mai vedea. Și să știți, nu scapi de teroarea asta, dacă te gândești mai mult, și mai ales dacă te gândeai acolo ce o face peste o lună, trebuie să socotești așa, să treacă azi, să vină mâine. Partea aceasta, povața evanghelică, ajunge zilei povara ei. Gândește ce să faci azi ca să scapi. Mâine o vedea, mâine te gândești la ce va fi mâine. Dar nu mai mult, că altfel înnebunești. Lucru care s-a și întâmplat. E, dar ce se întâmplă? Nu erau numai vârfuri în ăsta. Era și mulțimea noi care așteptam și ne uitam la ce se întâmplă cu vârfurile noastre, cu oameni, prieteni în care s-a crezut și care îi vedeam că se prăbușesc, adică renunță teoretic la ceea ce crezuseră până atunci și în care credeam și în care credem și noi până acum. Numai că noi ăștia mai tineri am avut norocul că nu aveam în spate ceea ce aveau săracii bătrâni. Și, mă rog, s-a terminat și această reeducare. În această reeducare însă s-a întâmplat un lucru foarte totuși ciudat în parte. Foarte mulți oameni care căzuseră la Pitești, având experiența
încercărilor de atunci, când a văzut că de data asta la Aiud se face încercarea fără bătaie, fără chin, fără tortură, au zis stop. Și s-au trezit. S-au trezit și când a fost procesul teroriștilor, adică lui Ciurcanu și a grupului inițial care începuse teroarea, au fost chemați în... li s-a instruit un nou proces în care au fost chemați și în care trebuiau să declare la acest proces, în urma, mă rog, hotărârii venite de sus, ca să spună tot ce s-a întâmplat și cum s-a ajuns la astfel de declarații. În declarație, însă, trebuia consemnat următorul lucru, că toate încercările respective care s-au făcut, s-au făcut datorită perversității legionarilor, mai ales a lui Horea Sima, zice, care a transmis studenților prin Pătrașcu și Vică Negulescu, care, o să vedeți dacă vă uitați odată și prin asta, domnul Cuja știe, ideea că ordinele astea venite de la Horea Sima au fost transmise la Pitești prin niște înscrisuri pe petece de pânză care au fost cusute pe izmenele lui Iosif V. Iosif și ce partea comică. Și prezentate ca act documentar la proces și pe Iosif. Iosif l-a adus la proces și l-a întrebat, cum ai transmis? Iar ăsta povestea Iosif, cu care eu am stat și cu Caciu și cu Oprișan în Casimca Jilavei, râdea și el. Tu-i cum mi-a spus că s-a transmis prin izmenele mele, ordinele lui Horzima? Măi, asta e o chestie de nebunie, nu-ți vine să crezi că a fost așa ceva. Dar sunt lucruri scrise negru pe alb în aceste procese. Ei, și Iosif, și Oprișan, și Caciu au spus, stop! Ceea ce s-a întâmplat acolo, s-a întâmplat așa. Nu Horea Sima a transmis, noi am spus anumite lucruri și e adevărat că ne-am torturat unii pe alții, dar sub amenințarea acestui grup care a instituit teroarea cu toate mijloacele astea de terorizare la care am fost supuși și de pe urma cărora ni s-au smuls declarațiile care constituie dosarul procesului. E, au cam plecat judecătorii din cap în sfârșit și s-a ajuns ca 24 de inși dintre teroriștii respectivi să fie condamnați la moarte și împușcați și câțiva au mai rămas pentru alt proces în care urma să fie judecat domnul Pătrașcu și cu Vică Negloșca, adică conducerea mișcării legionare, care să spună într-adevăr și ei că au primit ordinul de la Horea Sima. Nici Pătrașcu, nici Vică Negulescu n-au acceptat chestiunea respectivă, n-au făcut declarații. Însă pentru asta au adus din primul proces o 4-5 inși care erau condamnați la moarte, fără drept de recurs și care trebuia să fie executați și cărora li s-a spus. Dar acești oameni care urmau să fie martori în procesul ăsta lui Pătrașcu și ăsta, al doilea proces din cadrul teroriștilor, să declare că știu ei că au conlucrat cu Gică Neculescu și cu torționarii ceilalți și cu ăsta ca ordinele lui Horea Sima să fie trimise. E, sigur că la procesul respectiv, oamenii aduși, cum a fost și Voina și ăsta, Popa, Alexandru Sandu Popa, au declarat așa. Într-adevăr, Nivica Niculescu a negat, Pătrașcu a negat, Calciu a negat, ăștia au declarat că ăștia mint și procesul a rămas așa scăldat, în sensul că toți cei inculpați în procesele astea două și câți oameni care trebuiau, care au auzit de chestiunea asta, trebuiau să dispară. Și așa s-a creat la Jilava un arest special în care 16 persoane de acolo trebuia să sfârșim, mă rog, să murim, nu?
nu să fim asasinați direct, ci indirect prin regimul pe care mi se stabilise acolo. E, n-am murit atunci la Jilava, am ajuns la Aiud, am vorbit cu cei de la Aiud pentru care se pregătea reeducarea mare și urmarea a fost că și după această reeducare de la Aiud, în afară de câțiva oameni, mă rog, chiar dacă au fost fruntașe care să trebuie scuzați că au cedat pentru că la bătrânețe, oameni ajunși la, mă rog, limita puterilor, unii n-au avut tăria să respingă declarația de renunțare la fosta credință, la creștinism, la lupta istorică, politică și la toate chestiunile astea, cum arăt, astea au fost substanța din care Ioanide își trage spusele sau gândurile exprimate în scrise în cele trei cărți și în care face și, ținând seama de lucrul ăsta, zice, face și profețiile astea. Adică, pentru că spune, zice, ce s-a întâmplat la Pitești, atunci le se punea, se va întâmpla cu toată țara, mai târziu, nu? Și profetul spune, zice, vai țării noastre și nouă, nu? În formele în care le spune el acolo, când asta se va răspândi în întreaga societate, întreaga lumea noastră românească. Nu știu dacă vă amintiți însă că ați auzit de procesele americane de la Guantanamo. Ați auzit? Da. E, acolo nu este decât același lucru care s-a încercat. Învățați și ei ceva de la noi. Poftim? Da, am învățat ceva de la noi. În primul rând era de pe închisoare la Guantanamo, nu era sub supravegherea statului, ci a unei persoane care i s-a dat. Iar persoanele astea ce le făceau deținuților, exact ceea ce li s-a făcut, ce au făcut torționarii din Pitești cu victimele lor. Așa că, atenție și de acum înainte. Bun, acum însă suntem într-o altă perioadă în care se aude mereu, a, rușii au fost, au trăit, nu știu mai ce. Noi am renunțat la teroare, spune școala de gânditori de la Frankfurt. Nu, cu teroarea nu se obține mare lucru, recunoscându-și în felul ăsta eșecul. Deși acest eșec a fost experimentat și de americani în luptele astea cu Orientul Mijlociu. Deci, nu e bună, cum îi zice, teroarea. Noi venim cu altceva. Venim cu ispita. Fraților, puteți face toți ce vreți. Nu mai e deosebire între bărbați și femei. Apropo de egalitatea bărbaților cu femei, acum să și zice, să vedeți în toate cărțile de specialitate. E un bătrân legionar la Paris care și-a scris o carte despre genom, despre gen, despre nu ce, care demască toate teoriile respective în legătură cu biologia și cu situația omului. Nu există diferență între bărbați și femei. Îmi spunea un prieten care a venit alaltă ieri din Canada, mă, zice, eu am fost acolo la consulat și m-am pomenit, zice, că a venit unul, o familie, zice, și mi-a declarat copilul. Zice, trebuie să-l înscriți aici și... Păi, dar zice, cum se numește, ce sex e, când e născut, cât are, nu are, nu interesează, zice, chestia asta. Pentru că nu are gen. Genul și-l va alege el un mai târziu. Auziți toate chestiile astea cu... Deci homosexualitatea nu mai e un păcat. Ispita cu care vine Occidentul astăzi, americane, iar nu poporul american sau zice, pe care am așteptat atâtea lucruri. Uite cu ce ne vine, cu ce daruri. Luați, cumpărați, consumați tot ce vreți. Nu mai este nicio opreliște. Puteți circula unde vreți, sigur că dacă aveți bani sau nu știu mai ce.
nu mai există opreliști. Deci să vedem câți și cum la această tentație din lumea asta va rezista. Și tehnologia. Poftim? Și tehnologia. Bun, tehnologia este mijlocul de a pune la dispoziție toate mașinile. Dacă vrei să te duci să vezi ce se petrece în Olanda, poți merge, că tehnologia te ajută. După aceea, tehnologia în biologie te ajută să dovedești, cum au făcut mari personalități de, mă rog, din genetică, din cercetători, ăștia mari savanți, când spune, uite, ăștia spun că se poate totul. Din punctul ăsta de vedere, are o carte aici, Așezământul brâncovenesc, în care stăpânul ne asigură că are asentimentul și unui doctor biolog care contrazice teoriile respective, și așa că mai există și oameni care se opun. Și existăm și noi care auzim toate chestiile astea și care încercăm să ne opunem, să discutăm, să contram, batem la cei care încearcă să ne pervertească și să ne nu ține seama de bietele spuse a lui Ioanide și a altor oameni care au trecut prin experiența respectivă și pot să dovedească cu trăirile lor tot ce s-a întâmplat și despre care a fost vorba în cele spuse, citite și auzite de până aici. Cu alte cuvinte, numai credința și Hristos ne poate salva. Bun, acum ca remediu, poftim? Poate de microfon să se aude și în spate. Nu se aude de microfon. Nu se aude, se aude. Hristos ne va salva. Dacă vom urma căile Evangheliei, dar noi o luăm foarte ușor, foarte ușor, exact cum a spus Ioane Anolide. Îl vedem pe Domnul Iisus mai bun, blând, milostiv, da, este, dar Dumnezeu este și drept și judecător. Și nu ne gândim niciodată că, într-adevăr, vom muri și, într-adevăr, vom fi judecați. Și se ia foarte mult în prea ușor, nu ne gândim, nu e aproape, nu mi se poate întâmpla mie. Ca remediu la toată opresiunea care se exercită sau se poate exercita asupra noastră, să știți că foarte eficientă este rugăciunea inimii. Când te bate, când te chine, nu mai ai timp să te rogi, nu mai ai timp să te gândești nimic. Dar rugăciunea inimii poți să o spui. Și este operantă, să știți. Când mă doare și o coastă sau știu, o simt ceva din trecut, Doamne, nu mă lăsa acum să pierd tot. Mă rog. Și se pare că Dumnezeu este ascultător. Este. Probabil că mai am de ispășit anumite lucruri, că nu sunt complet vindecat. Dar e foarte eficient această rugăciune care, aproape cum ce să spui, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu miluiește-mă pe mine păcătosul. Să spui unui inteligent din ziua de azi, asta e o chestie de autosugestie. Dă-ți Dumnezeu fiecăruia îi spun să treci și tu prin ce am trecut noi sau cei care au zis chestiunea asta, să vezi cum și tu faci apel la așa ceva, la ajutorul Dumnezeu. De altfel poți să vorbești. Eram odată în avion, zburam spre Paris și era unul în fața mea care blasfemia. Dar când a fost avionul așa scăzut într-un salt, gata să prăbușească, am văzut cum se închine și zice, Doamne, zic eu, ce faci? E, la Ananghie, știi cum zice omul? Și Ceaușescu a zis, Doamne, iartă. Numai că iartă, iartă, și des, toți sunt îngropați creștinește prin cimitirile astea de București. Na. Orice rugăciune e ascultată de Dumnezeu. Așa, așa că, mă rog, să nu lungim vorba. Dacă vreți să o lungiți, uite, domnul Cușa e aici și eu mai întrebări care vrea să spună ceva. Înainte de a începe întrebările, am uitat să anunț asta la început. Spunem la mulți ani, fraților noștri români, astăzi ziua românilor, se împlinesc 113 ani de când
Pentru firman al sultatului, al sultanului, acum mâinii sunt recunoscut ca popor în sud, la sud de Dunăre. Propriu-zis putem spune că e și ziua românilor, pentru că, practic, ce sunt a românii? Sunt românii de la sud de Dunăre, sunt tot dacii, sunt același trunchi. Deci, pe lângă... Doamna Steliana, vă dorim la mulți ani și dumneavoastră și fratele dumneavoastră Ianolide, care de asemenea român. Da. Coincide.